Declarații șocante din partea comandantului poliției din Tel Aviv după valul de proteste din Israel. Acesta a afirmat că guvernul cerea poliției să folosească forța excesivă împotriva manifestanților ce sunt împotriva reformei judiciare. Declarația comandantului poliției a venit ca un șoc pentru protestatarii din Israel. Acesta a afirmat că politicienii ultraconservatori din cadrul guvernului au cerut forțelor de ordine să intervină. Aș fi putut cu ușurință să răspundă acestor așteptări prin folosirea unei forțe nerezonabile care ar fi umplut camera de urgență de la Ichilov, la sfârșitul fiecărui protest. Pentru prima dată în trei decenii de serviciu am întâlnit o realitate absurdă în care asigurarea calmului și a ordinii nu era ceea ce mi se cerea, ci exact opusul, a afirmat Ami de Shed la televiziunea publică din Israel. Potrivit informațiilor furnizate de fostul comandant, polițiștii trebuiau să intervină împotriva protestatarilor ce blocau drumurile și autostrăzile importante. Asta în ciuda faptului că protestele din Israel, chiar dacă se află în desfășurare de aproximativ șapte luni, nu au fost marcate de violențe majore din partea manifestanților sau forțelor de ordine. La scurt timp, după declarația acestuia, sute de protestatari care fluturau steaguri israeliene și scandau mesaje democratice au mărșăluit prin Tel Aviv. Oamenii au blocat o importantă autostradă și s-au confruntat cu forțele de ordine. Demonstrațiile din Israel au început în luna ianuarie a acestui an. Premierul Benjamin Netanyahu dorește să limiteze puterea Curții Supreme și a consilierilor legale ai guvernului. Sute de mii de oameni au mărșăluit pe arterele de circulație din cele mai importante orașe din Israel. În această perioadă de șapte luni, 11 13 protestatari și 13 ofițeri de poliție au fost răniți.